Noul BMW seria 2 Coupé se află pe ultima linie dreaptă înainte de lansarea în producție. Faza finală a procesului de dezvoltare de serie pentru noua generație a BMW seria 2 Coupé a început cu testele și reglajele dinamice ale sistemelor de propulsie și suspensie în condiții de circuit. Designul caroseriei noului BMW seria 2 Coupé reflectă limbajul de design simplificat al mărcii. Imediat sesizabile în timpul testelor de mare viteză de la Nürburgring sunt măsurile care ajută în special automobilul BMW M să obțină proprietăți aerodinamice optimizate. În plus, față de buza spoilerului față specific modelului, splitterul frontal și air curtains, deflectoarele de aer și capacul punții spate asigură o reducere cu 50% a ridicării pe puntea față comparativ cu modelul predecesor. Atributele noului BMW seria 2 Coupé includ tracțiunea spate, motorul cu 6 cilindri dispuși în linie, distribuția 50-50 a maselor între punți, caroseria cu rigiditate torsională crescută, precum și tehnologia șasiului proiectată pentru un comportament agil și dinamic. Modelul de top este BMW M240i X-Drive Coupé. Acesta dispune de un motor pe benzină cu 6 cilindri dispuși în linie cu tehnologie BMW Twin Power Turbo. Propulsorul generează o putere maximă de 275 de kW, 374 de cai putere și este combinat cu o transmisie Steptronic Sport cu 8 trepte. Modelul BMW M își transferă puterea la drum folosind sistemul inteligent de tracțiune integrală BMW X-Drive. Distribuția permanentă complet variabilă a puterii între punți funcționează cu focus către roțile spate. Toate variantele de model ale noului BMW seria 2 Coupé sunt echipate standard cu amortizoare cu răspuns variabil în funcție de cursă, a căror reglare fină duce la un echilibru vizibil optimizat între sportivitate și confort. Un șasiu M adaptiv este oferit ca opțiune pentru noul BMW seria 2 Coupé. În cazul acestuia, amortizoarele sale, controlate electronic, oferă opțiunea de a activa maparea adecvată atât pentru condus sportiv, cât și pentru confort.